Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a dezvăluit în exclusivitate pentru TV Sud suma primită de Complexul Energetic Oltenia din banii de pe Planul Național de Investiții, aprobat încă din 2016. 30 de milioane de lei au intrat în conturile Complexului Energetic Oltenia, bani care au fost deja cheltuiți pe certificatele de CO2, deși teoretic aceștia trebuiau reinvestiți în tehnologizare. Cele 30 de milioane reprezintă o parte din banii pe care CEO i-a cheltuit cu lucrările de retehnologizare la două grupuri energetice, unul la termocentrala Rovinari și unul la termocentrala Ișalnița. Prin Planul Național de Investiții, statul se obligă să întoarcă o parte din banii cheltuiți de companie pentru realizarea de noi investiții. Forma contractului încheiat, Complexul Energetic Oltenia a primit o nouă rată pe cele două investiții promovate prin PNI, respectiv Ișalnița și Rovinari. Ișan a declarat că banii au intrat deja în conturile companiei energetice, fiind deja cheltuiți pe certificatele de CO2 aferente anului 2018 și nu pentru retehnologizări. A alocată și deja distribuită în conturile Olteniei de 30 de milioane de lei. Sindicalistul Dumitru Pârvulescu spune că suma este oricum una mică față de nevoile pe care le are compania în acest moment. Trebuie. Ce pasă să vă dați seama că astea sunt chestii, adică e prea puțin la când ne trebuie nouă. Suma reprezintă doar o parte din cele 21 de milioane de euro pe care entitatea energetică trebuie să le primească încă din anul 2017.